Alegeri parlamentare 2020. Dezbateri electorale. Ziua bună și bine v-am regăsit la o nouă ediție a dezbaterilor electorale parlamentare. Mihaela Ioniță sunt eu, alături de voi și invitații mei până la ora 15. Pe 6 decembrie noi decidem cum va arăta noul Parlament. Putem să-i confirmăm pe cei care ne-au convins prin activitatea lor parlamentară de până acum sau putem face corecțiile necesare. Foarte important este să ne folosim de acest drept constituțional, dar la fel de important este să ne informăm ca să știm ce votăm. București FM îi aduce în fața microfonului pe cei care vor să facă parte din viitorul legislativ. Vă reamintesc că la emisiunea de dezbatere electorale pot participa candidați sau reprezentanții acestora. Iar invitaților mei le reamintesc că alegătorii vor să afle despre proiecte, inițiative, angajamente și nu să asculte acuzații reciproce sau în lipsa celui vizat și declarații ofensatoare pe care nu le vom tolera în cadrul emisiunii. Întrebările vizează domenii de maxim interes pentru cetățeni, timpul de răspuns va fi egal, ordinea este cea rezultată de tragerea la sorți și se va schimba după fiecare întrebare. Discutăm astăzi cu domnul Radu Octavian Moraru, candidat din partea Partidului Ecologist Român pentru Diaspora, Camera Deputaților, și cu domnul Claudiu Târziu, din partea Alianței pentru Unirea Românilor, candidat la Senat București. Bună ziua, bine ați venit pe București FM! Bună ziua, bine! Bună ziua, dragi ascultători! Am să vă rog pentru început să ne faceți așa o scurtă prezentare a activității dumneavoastră, cine sunteți și de ce doriți să faceți parte din viitorul Parlament, care, fie vorba între noi, va avea o misiune extrem de dificilă, dat fiind contextul în care ne aflăm. Începem cu domnul Radu Octavian Moraru, vă ascultăm. Bună ziua, dragi ascultători, din partea Partidului Ecologist Român și a mea. Am hotărât să candidez în această legislatură pentru funcția de deputat pentru diaspora. Am fost candidat la Primăria Capitalei, la alegerile locale din septembrie. Am obținut votul la 5.000 de bucureșteni, și fapt care m-a bucurat extraordinar. Și am zis să merg în continuare să ajut cetățenii și țara să aducem cele mai bune valori ale ecologiștilor. Am ales Partidul Ecologic Român pentru că este un partid de centru cu o doctrină puternică, ecologistă, un fapt în care cred cu tărie și îl susțin cu toată ființa mea. Pentru Primăria Capitalei ați candidat ca independent, dacă nu mă înșel. Ca independent am fost la Primăria Capitalei și a fost foarte greu, am întâmpinat multe dificultăți, pentru că, din păcate, partidele mici și în special independenții nu au aproape nicio șansă să ajungă în media și să se facă cunoscut, să-și expună proiectul și să pună ideile pe care le dorește să le implementeze pentru cetățeni. Ce profesie aveți și cu ce vă ocupați? Sunt controlor de trafic aerian de aproape 30 de ani, instructor, navigator principal, sunt soț de 20 de ani, am un copil de 18 ani care a ales să meargă în Olanda la facultate, la cea mai bună facultate din lume, spune el, de inginerie robotică. Vă mulțumesc pentru scurta prezentare, domnule Claudiu Târziu. Câteva cuvinte despre dumneavoastră și ce vă mână în luptă. Bună ziua, bine ne-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Eu sunt candidatul Alianței pentru Unirea Românilor pe prima poziție pe lista pentru Senatul pentru București. Și în câteva cuvinte pot să vă spun că practic meseria de jurnalist de 28 de ani. Sunt scriitor cu câteva cărți publicate și editor, de asemenea, implicat în acțiuni civice și fondator de ONG-uri și de federații de ONG-uri de 25 de ani. Toate ideile pe care le slujim în acțiunea noastră politică, în AUR, au fost cele care m-au motivat și în lunga mea carieră de ONG-ist, să zic așa. Sunt căsătorit, am 47 de ani, am doi copii,
Am terminat facultatea de drept la Iași și facultatea de comunicare și relații publice la București. Cam atât despre mine. Ați candidat și dumneavoastră la alegerile locale? Am candidat la primăria Capitalei pentru a da un mesaj de încredere locuitorilor Capitalei, alegătorilor din București, în sensul că ar fi părut că nu există alternativă la sistemul politic actual și am vrut să le arăt că există alternativă, că există voci antisistem foarte puternice, că există un alt fel de politică pe care îl putem promova, o politică orientată spre cetățean, nu spre interesul de grup sau personal al politicienilor. Din păcate, scorul nu m-a plasat între primii doi clasați, scorul obținut, dar m-a plasat pe un onorant, zic eu, loc 7 din 18 candidați, având în vedere că nu aveam un profil de om politic, cred că este un rezultat mulțumitor. Cum am spus, nu am candidat cu părerea că aș putea câștiga primăria Capitalei, ci pentru a da un mesaj către alegători, pentru a face cunoscut mesajul AUR, pentru a arăta că se poate face o altfel de politică. Este așa o simplă constatare că majoritatea celor intrați în cursa electorală la alegerile locale se regăsesc, iată acum, pentru alegerile parlamentare. Traversăm o perioadă în care deciziile autorităților ne afectează viața, chiar ne pot costa viața. Restricțiile impuse, indecizia și măsurile luate de guvern sunt contestate de opoziția din Parlament, iar guvernul acuză la rândul său Parlamentul că împiedică punerea în aplicare a acestor măsuri corecte, spune guvernul. Credeți că după alegeri, guvernul și viitorul Parlament se vor putea pune de acord asupra unor măsuri concrete și coerente pentru gestionarea crizei? Faptul că autoritățile se contrazic între ele are efecte asupra populației, care, iată, se văd. Nu se prea respectă regulile. Domnule Claudiu Târziu, ce credeți? Cred că depinde foarte mult de votul românilor, pentru că în funcție de acesta se va crea o majoritate parlamentară care poate da un guvern mai bun decât cel pe care îl avem acum sau, din potrivă, mai slab. Sau ar mai fi și o a treia variantă, să mențină acest status quo. Dar trag nădejde că românii văd incapacitatea acestui guvern de a gestiona criza sanitară, politică și economică în care ne aflăm și că nu îl va acredita pe mai departe pentru încă 4 ani. De asemenea, cred că nu îi va credita și pe tovarășii de drum ai acestui guvern zis liberal și mă refer aici la partidele care au o pondere importantă în Parlamentul României, în special la PSD, cu ajutorul căruia există guvernul Orban, că altfel nu ar putea exista, și la USR. Toate aceste trei partide, PNL, PSD și USR, sunt în egală măsură responsabile de situația pe care o traversăm. Niciunul nu poate să spună că nu e vina lui, că n-a făcut celălalt ceva ce trebuia, pentru că unul pe altul s-au sprijinit în toate măsurile care au fost dictate de un grup zis de experți care s-a văzut că nu era practic din experți format, ci din niște oameni cu anumite interese și cu anumite, cum să spun eu așa, fixuri, dacă îmi permiteți o licență. Vă mulțumesc pentru răspuns. A fost opinia domnului Claudiu Târziu de la Alianța pentru Unirea Românilor. Ce spune domnul Octavian Moraru? Ne punem de acord odată și odată să tragem la aceeași căruță. Indecizia asta și faptul că toate aceste măsuri sunt contestate ba de o parte, ba de alta, creează extrem de multă confuzie în rândul populației, iar românii nu prea mai știu ce și pe cine să mai creadă. Într-adevăr, în această pandemie, principalul subiect ar fi ca toate partidele politice, toți oamenii, toți specialiștii să se pună, să tragă în aceeași direcție și să ajute populația pentru a diminua efectele acestui virus nenorocit. Din păcate, toate deciziile sunt contradictorii sau aproape toate. Nu știm
astăzi și o să facem mâine, se închid localitățile câte una, câte una, nici nu știi care sunt închise, care sunt deschise, te trezești că te oprește poliția, ce cauți acolo. Și, nu știu, toate deciziile trebuie să le ia domnul Arafat, nu mai există altcineva care să-și dea cu părerea despre aceste măsuri care trebuie să luate în această perioadă de grea încercare pentru români. Dacă ar fi fost în perioada aceasta Partidul Ecologist Român la guvernare, ce măsuri ar fi luat partidul pentru gestionarea crizei? Sau ce ar fi făcut altfel decât fac autoritățile acum? În ceea ce mă privește, dacă aș fi prim-ministru și aș avea decizie, în primul rând aș întreba specialiștii și aș căuta să văd ce se face în celelalte țări din lume, în special cele mai dezvoltate. Asta fac și cei care sunt acum în funcție. Ni se tot spune că au fost consultați specialiștii și că, evident, că ne uităm și ce se întâmplă în afară la alte țări. Deci probabil că ei fac, probabil că se uită, dar nu aplică. Am fost de curând în Olanda și acolo toate măsurile sunt puternic recomandate. Așa se spune la ei, strongly recommended. Vrei să ieși pe stradă cu masca, ieși cu masca. Nu vrei fără mască, ieși fără mască. Adică nu există obligativitate, există doar o recomandare, asta spuneți. Există o recomandare din partea guvernului, oamenii se conformează că sunt conștienți de această gravitate a faptei, dar dacă ți-ai uitat masca sau s-a rupt sau ți-a scăpat pe jos, nu mai poți să o pui la gură, nu te amendează nimeni. Și cu ce ar schimba asta în bine situația la noi? Pentru că la noi nici legea care este în vigoare nu se respectă. Adică oamenii nu poartă masca, deși legal asta ar trebui să o facă. Pe baza unei simple recomandări, credeți că ar fi mai bine sau ne-am confruntat cu mult mai multe infectări? Ar fi cel mai ușor de gestionat pentru guvern să spună, domnilor, eu v-am atenționat, v-am rugat frumos, dacă nu vreți să respectați regulile de distanțare socială, să nu vă plângeți după aceea că sunt pline spitalele și că nu mai aveți loc la ATI. Noi am luat toate măsurile care se cuveneau, dar nu sunt de acord cu restricția. Partidul Ecologist Român este împotriva la orice obligatoriu. Nu vrem să fim obligați la nimic. Noi suntem ecologiști, suntem deschiși la orice opinie și fiecare are dreptul să-și poarte viața așa. Totuși, societatea funcționează după niște reguli, iar dumneavoastră acolo în Parlament chiar asta veți face, veți obliga cetățenii să respecte anumite legi. Dimpotrivă, în Parlament nu vom încerca să nu obligăm pe nimeni. Vom încerca să recomandăm. Facem niște legi la dorințele cetățenilor și vom ține tot timpul aproape de cetățeni. Dar să știți că legile nu funcționează așa pe o simplă recomandare. Ce credeți, domnule Claudiu Târziu? Legile sunt legi și ar trebui respectate. Suntem de acord cu acest principiu, nu? Legile sunt legi și sunt întotdeauna perfectibile. Legile sunt asta legi. Asta e adevărat, da. Deseori se dovedesc a fi proaste sau a fi împotriva interesului cetățenilor, legile pot fi schimbate, pot fi amendate. Ceea ce este, cum să spun eu, de neatins, este Constituția, deci legea supremă în stat. Legea și Constituția se poate modifica. Da, iar potrivit Constituției, a interzice drepturi și libertăți sub pretextul că vrei să-mi faci bine, este neconstituțional, deci este ilegal. Ceea ce face guvernul de mai bine de 8 luni, 9 luni, 10 luni, câte sunt din martie, da, este un abuz continuu asupra Constituției. Este o încercare de a instaura un soi de dictatură pe motiv medical. Poate sună dur și oamenii resping expresiile radicale, dar vedem pe pielea noastră cum drepturi și libertăți ne sunt îngrădite sub pretextul că ni se face bine în felul ăsta. Dimpotrivă, toate aceste măsuri luate pentru stoparea pandemiei, chipurile, se dovedesc a fi ineficiente,
duc la o creștere a îmbolnăvirilor și arată că guvernul este pe un drum prost. Da, vi se pare că pandemia este așa un pretext? Este o situație de forță majoră, e o situație reală? Este o situație mai grea decât cea dată de sezonul de gripe obișnuit, e adevărat, pentru că avem de face cu un virus ceva mai agresiv și care se transmite mai ușor. Asta o constată medicii, nu o spun eu. Dar asta nu scuză toate măsurile care duc la restrângerea libertății. Noi suntem un partid care ne-am fondat acțiunea politică pe patru valori temeinice, zic eu, între care libertatea este una dintre aceste valori, alături de națiune, familie și credință. Prin urmare, noi vom apăra libertatea românilor până la capăt, așa cum trebuie să o facă orice politician care este creditat cu votul alegătorilor ca să meargă să îi reprezinte în Parlamentul României. Asta cred că nu este negociabil, deci libertatea nu este ceva cu care să ne jucăm și să fie negociabil. Pentru libertatea asta, acum 30 de ani, au murit mulți dintre români pentru a o căpăta, pentru că am avut 45 de ani de dictatură. Noi nu vrem să ne mai întoarcem la dictatură, nici la una soft măcar. E adevărat, dar pentru a-ți păstra libertatea, cred că trebuie să-ți păstrezi viața, iar medicii și specialiștii la care faceți referire ne spun că este o situație dramatică prin care trece întreaga lume și dacă nu luăm măsurile care se impun, măsuri restrictive, pentru că altfel nu avem cum, nu putem depăși această pandemie. Măsurile restrictive nu au dat rezultate nicăieri, pe când dacă ar fi un guvern cu cap care să aibă într-adevăr specialiști, nu să se bazeze pe niște oameni care n-au niciun fel de cădere în a se pronunța în chestiunile care țin de virus, așa cum sunt o parte dintre cei care alcătuiesc acest comitet de criză pe care se bazează guvernul Ludovic Orban, ar lua niște măsuri care țin de bun simț. Și la ce măsură ar fi luat AUR, dacă ar fi fost acum? AUR, dacă ar fi fost la putere, ar fi fost la guvernare, ar fi luat următoarele măsuri. În primul rând, ar fi recomandat ce trebuie făcut. Ar fi recomandat, nu ar fi impus absolut nimic. Ar fi căutat să protejeze prin mijloacele permise de lege categoriile foarte, foarte expuse și ar fi lăsat celelalte categorii să se imunizeze, așa cum s-a întâmplat în alte țări și a fost bine și nu s-a prăbușit economia. Dar unde anume s-a întâmplat lucrul ăsta? Dați-mi exemple concrete. De pildă în Suedia. Deci și în Suedia au crescut dramatic numărul infectărilor și și-au dat seama că această politică n-a fost tocmai cea potrivită. Nu știu dacă au crezut, scăzut, și au pus dramatic restricții suedezii. Nu sunt mai multe decât la noi și noi am ținut tot timpul și cu masca și cu lunile închiși în casă și cu alte restricții. N-am avut voie, practic, uitați, și campania asta electorală nu este campania electorală pentru că ni se interzic aproape toate acțiunile care țin de o campanie electorală din pricina acestei pandemii. Ori neavând o campanie electorală, neavând cum să-ți faci cunoscut mesajul către alegători, nu cred că putem vorbi de democrație. Vedeți la ce duce restrângerea unor libertăți? Duce până la urmă la o dictatură politică. Da? Până la urmă, cine se vede în toată această campanie? Se văd partidele care deja sunt în Parlament și care au acces neîngrădit la toată mass media. Noi, ceilalți care suntem extraparlamentari, nu avem mijloacele de a ne face cunoscut mesajul. Iată că le aveți, vă auziți pe postul public local de radio. În afară de radio de stat și de televiziunea de stat, noi nu avem acces pe niciunde și tocmai pe acest motiv că suntem partide extraparlamentare, deci nu avem un cuvânt de spus în politica de stat. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspuns, așadar și Peru și AUR înțeleg că ar fi acționat altfel, în sensul unor recomandări pe care le-ar fi făcut populației, dar să nu ne îndepărtăm prea mult de subiect și să vorbim și despre sistemul de sănătate, pe care nu știu sincer cine îl mai ține în viață, probabil personalul medical devotat profesiei și care încă mai rezistă pe baricade. La un moment dat, secretarul de stat, Raed Arafat, a declarat că intrăm în logica medicinii dezastrelor,
Și mă gândeam să vă întreb dacă suntem pregătiți pentru așa ceva. Pandemia va trece, ce va lăsa până la urmă în urmă, cum va arăta sistemul medical românesc și cum vom putea să-l repunem pe picioare, pe ce baze, astfel încât cetățeanul care cotizează lună de lună să simtă că plătește prețul corect pentru o îngrijire adecvată. Dar din răspunsurile dumneavoastră înțeleg că nu vi se pare că suntem chiar în logica asta a medicinii dezastrelor. Totuși, ce facem cu sistemul sanitar? Am să-l rog pe domnul Radu Octavian Moraru să ne răspundă primul. Din partea ecologiștilor, vreau să vă atrag atenția asupra bătrânilor, în primul rând. Dacă se impune să stea în casă o lună de zile, sunt oameni care poate mai au de trăit două luni de zile. Și atunci ce facem? Îl ținem jumătate de viață în casă? Mi se pare de nesuportat. Deci aceste drepturi și libertăți pe care le-a spus domnul Claudiu, nu cred că pot fi impuse cu forța. Într-adevăr, este pandemie. Nu vrei să te îmbolnăvești? Stai în casă. Poartă masca, poartă două măști, dar lasă-mă să circul. Lasă-mă să mă duc seara să mă plimb în parc. Poate că eu lucrez de noapte și vreau să mă plimb seara pe stradă. Nu e voie. Bun, am înțeles. Liber la orice pentru populație. Haideți să ne concentrăm asupra sistemului de sănătate. Credeți că este ceea ce trebuie pentru cetățean? Pentru ajutorarea celor din sistemul de sănătate trebuie, în primul rând, mass media să facă publice și să facă dezbateri cu virusologi, cu oameni de știință care se pricep la aceste virusuri. Trebuie mai multe imagini din spitale, lumea să conștientizeze că este un pericol și să stea în casă și să poarte măsurile de protecție. Ca să vă spun ce aș face în domeniul sanitar, nu mă pricep să vă spun. Trebuie să oameni cu pregătire specială pentru... Vi se pare că avem sanitar. Spitale suficiente, că sunt dotate suficient, că avem suficient personal medical? Din percepția mea de controlul de trafic aerian, mi se pare că nu avem spitale deloc. Toate spitalele care sunt spitale, clădiri de sute de ani, toți pereții sunt impregnați cu bacterii din toate mileniile, după vremea lui Decebal, cred că sunt bacteriile alea pe acolo, ți-e și frică să intri acolo, ești mai bolnav decât ai intrat. Am înțeles că în alte țări spitalele vechi se dărâmă și se construiesc altele noi, ca să fie în ordinea de zi. Am văzut un filmuleț zilele astea cu un spital din Norvegia în care un roboțel se plimba și ducea medicamentele pacienților. Deci suntem în urmă, nu știu, 50 de ani cel puțin. Deci până să ne ducă nouă roboțelul medicamentele, noi nu găsim medicamente în farmacii. Sunt medicamente pentru bolnavi cronici care lipsesc de luni de zile. Medicamente care pe oamenii ăștia îi țin în viață. Ce credeți, domnule Claudiu Târziu, că ar trebui făcut cu sistemul sanitar și de unde ar trebui început? Vă spun imediat, însă, pornind de la ceea ce ați spus dumneavoastră, că domnul Arafat ne avertizează că urmează să intrăm în logica dezastrelor, domnul Arafat ar trebui să fie un pic mai cumpătat cu astfel de afirmații, mai ales că dânsul a dovedit deja că nu este capabil să facă față niciunor accidente grave, cum a fost cel de la Colectiv sau cum de la Clubul Colectiv sau cum a fost cel mai recent de la Spitalul Județean din județul Neamț, da? Din Piatra Neamț. Nu a făcut față, oamenii au murit cu zile. E adevărat că vina nu îi aparține întru totul acestui domn care stă cocoțat în postura de șef pe intervenții în caz de dezastre, calamități și așa mai departe, de foarte mulți ani și nu dă socoteală niciodată, chiar dacă are o culpă majoră în ceea ce se întâmplă. Să știți că a spus asta referindu-se la condițiile care acum sunt în spitale. Medicii sunt puțini, lucrează enorm de mult, sunt surmenați. Eu știu deci, care practic, este situația lucrează ca pe frontul de luptă, război. Bine, eu știu foarte bine care este situația din spitale. Am și scris ani de zile despre potlogăriile care se făceau în spitale, în direcțiile sanitare, în Ministerul Sănătății. Am scris despre miniștri corupți, despre directori din minister corupți, despre secretari de stat și așa mai departe. Am fost ziarist de investigație aproape 15 ani, deci știu foarte bine. Și vreau să spun că, într-adevăr, sistemul sanitar este în colaps. Dacă se întâmplă toate aceste
crime, câți adevărate crime se întâmplă tocmai pentru că sistemul a fost adus în colaps. Pentru că sistemul a fost adus cu program în colaps. În momentul în care nu aloci suficiente fonduri pentru a putea construi destule spitale, când nu dotezi spitalele sau când le dotezi anapoda, cum s-a făcut în această perioadă de criză sanitară, când s-au făcut achiziții fără licitații, achiziții la prețuri mult supraestimate. Bine, era cam greu să mai organizezi licitații, o procedură, știți, fiind ziarist, lungă, greoaie, adică n-aveam timp de așa ceva. E adevărat, dar a fost cumpărată aparatură care nu era necesară în această criză. Da? Presa a avuit deja de cazurile astea, nu spun ceva cu totul nou, doar fac un bilanț al tuturor măsurilor care au dus până la urmă la colapsul sistemului de sănătate. Și vreau să vă mai spun un lucru. Da, spitale noi nu s-au construit, aparatură nu s-a luat destulă și apoi politica de personal care a fost? Politica de personal a fost cea pe care la un moment dat un președinte de stat o și încuraja să plece, domnule, oamenii să muncească afară. Și au plecat medicii pe capete, școliți pe banii statului român, medici și asistenți extraordinar de buni, de talentați, cu experiență masivă, au plecat în străinătate să trăiască un pic mai bine, chiar dacă lor nu le-a fost atât de bine să despartă de familii și așa mai departe. Dar au plecat acolo pentru un ban mai bun. Da? Acum, te plângi că nu ai personal. Păi ce ai făcut ani de zile ca să-ți păstrezi personalul calificat? Ce ai făcut ani de zile pentru a-i pune la lucru pe cei pe care ai școlit în sistemul sanitar? Dar ce veți face dumneavoastră în Parlament dacă veți fi votat pentru acești oameni? Avem pachete legislative pe fiecare domeniu în parte. Nu cred că este timpul ca să abordăm tot ce am vrea noi să facem, dar cel mai important lucru pe care eu personal îl voi urmări cu maximă seriozitate și îndârjire este de a crea cadrul pentru schimbarea clasei politice, pentru o reformă profundă a clasei politice. Pentru că de aici ni se trag toate ponoasele. Fiind conduși de oameni fără calificare, fără ambiția de a scrie istorie, fără cinste sufletească și așa mai departe, am ajuns unde am ajuns. 30 de ani de contraselecție pe care au practicat-o cu o sârdie toate partidele care au fost prin Parlamentul României, au dus la înscăunarea unor inși fără niciun fel de alte însușiri decât aceea de a face bani pentru ei și pentru grupurile lor de interese. Noi trebuie să schimbăm lucrul ăsta, iar AUR asta își propune în primul și în primul rând, să determine un început în schimbarea clasei politice. De aici ne vin toate necazurile. Păi atunci să continuăm în direcția asta cu reforma statului. E adevărat, e perfect adevărat ceea ce spuneți. Oamenii s-au săturat de corupție și de impostură, nu mai au încredere nici în partide, nici în autorități, nici în instituțiile statului. Dar vă reamintesc că vorbele și discursurile nu mai conving pe nimeni și le auzim de fiecare dată când avem un an electoral. Vorbele și discursurile nu mai conving dacă nu sunt însoțite de fapte și eu aș vrea să vă întreb cu ce fapte veți recâștiga concret încrederea românilor. Dați-mi câteva exemple. Cum veți face? Chiar mă bucur că mi-a spus această întrebare, pentru că eu și colegii mei din AUR nu am făcut politică de partid până acum, am intrat în politică din indignare și din disperare, văzând ce se întâmplă, din scârbă și din necesitatea de a începe de undeva asanarea acestei mlaștini care este politica românească. Ei, și noi nu venim doar cu declarații de intenție, noi nu venim doar cu promisiuni. Noi suntem oameni care deja am dovedit că promisiunile le transformăm în fapte. Suntem oameni care avem în spate cariere frumoase și o grijă pentru societatea românească. Fiecare dintre noi a fost implicat în acțiuni civice 5, 10, 15, 25 de ani, cum e în cazul meu, da? Acțiuni făcute pentru alții, fără niciun câștig personal. Am condus asociații culturale, civice, care s-au preocupat de mai binele societății românești.
atât cât s-a putut, la nivelul la care am putut noi, cu fondurile pe care le-am putut atrage și cu priceperea noastră și mai ales cu sufletul nostru dăruit cu totul românilor. Noi avem cu ce să ne lăudăm. Chiar am făcut ceva deja pentru români. N-am venit acum să cerem încrederea românilor pentru a intra în Parlament, dar cu straița goală. Nu. Bine, știți cum e? Fiecare la nivel personal sau la locul de muncă face, nu mă îndoiesc, lucruri bune pentru societate. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspuns. Domnule Radu Moraru, cum credeți că vom reuși la capitolul ăsta să punctăm la reforma în politică, în administrație, reformă morală? Credeți că se fac pași în această direcție sau rămâne așa doar un deziderat, o declarație politică, o promisiune electorală? Credeam că ați uitat de mine. Nu, nu, nu. Valorile. Depinde de dumneavoastră să vorbiți, să fiți convingători și să vorbiți cât se poate. Da, să nu întrerup. Valorile promovate de Partidul Ecologist Român sunt revizuirea Constituției, care să garanteze echilibrul dintre instituțiile statului, să garanteze drepturile și libertățile cetățenilor. Constituția trebuie să ofere poporului posibilitatea de a alege forma de guvernământ dorită. Știm foarte bine că cea mai mare aport la finanțele României sunt românii din diaspora, care trimit banii acasă pentru familie și muncesc acolo, au câte 2-3 servicii, muncesc în condiții uneori de aproape de sclavagism, pentru ca noi aici în țară să fim o neocolonie, să favorizăm multinaționalele, închidem piețele în favoarea supermarketului și tot felul de măsuri de genul acesta. Românii din diaspora sunt batjocoriți, sunt plimbați pe drumuri, dacă au nevoie de o procură, de ceva, trebuie să se ducă sute de kilometri până la consulat, până la ambasadă, și așteaptă uneori și 2 luni pentru o hârtie eliberată de ambasadă. Aceste condiții trebuie să se schimbe. În primul rând trebuie să liberalizăm toată piața muncii ca să poată să vină românii acasă, să înceapă să-și deschide niște firme mici și să producă aici în țară, acasă la ei, lângă copiii lor, lângă părinți, și să nu mai umble pribegi până lume să caute dreptate și libertate. Acestea sunt valorile ecologiste cele mai importante. Vă mulțumesc foarte mult. Nu știu, la ce vreți să trecem? Haideți să atacăm subiectul economia, că tot a făcut referire domnul Moraru la faptul că România ar trebui să întoarcă din diasporă. Mare nevoie de oxigen are economia noastră. De unde îi dăm? Multe afaceri s-au închis, altele sunt în mare pericol. Cum le veți ține în viață și ce strategie aveți pentru a salva aceste afaceri și economia? Domnule Târziu. Da, antreprenorul român este foarte vitregit de foarte mult timp și nu știu cum se face, că de obicei este supus unor biruri suplimentare. Cum ne așteptăm să se întâmple dacă din nefericire acest guvern va continua și după 6 decembrie? Exact în timpul guvernării unor partide care se pretind a fi reprezentantele acestui mediu de afaceri. Da, așa s-a întâmplat bună oară și în guvernarea Boc și în alte guvernări, și în guvernarea lui Tăriceanu și așa mai departe. Exact clasa de mijloc, oamenii întreprinzători, oamenii care creează plus valoare, au fost cei mai loviți. Așa se întâmplă și acum. Se gândesc deja la introducerea unui impozit progresiv, se gândesc deja la anumite măsuri restrictive pentru firme și așa mai departe. Pe de altă parte, guvernul propune un plan măreț de realizări de miri cum de nu s-a gândit nimeni până acum la el. Bun. Bine, acum aș dori să ne spuneți nu ce au făcut alții, ci ce anume vreți să faceți dumneavoastră. Iertați-mi retorica, dar trebuie să fac o introducere, că nu se poate răspunde așa punctual ca la școală. Revin, dar noi avem un plan de încurajare, susținere și dezvoltare a antreprenorilor mici și mijlocii români, pe care se bazează, de fapt, tot bugetul de stat. Să ne înțelegem foarte bine. Marile companii multinaționale nu sunt cele care țin economia
noastră. Și asta o poate dovedi orice privire atentă asupra unor statistici care sunt publice. Deci nu fac eu acum nu știu ce dezvăluiri. Spun doar un adevăr care este la îndemâna tuturor. Ei, și atunci trebuie întărită această clasă a antreprenorilor mici și mijlocii, creându-le anumite facilități, creându-le un mediu prietenos și mai ales predictibil. În momentul în care se schimbă de 360 de ori pe an, cum s-a întâmplat și anul trecut, cum se întâmplă și anul ăsta, codul fiscal, cum pot eu să mai îmi fac un buget? Cum fac, îmi fac eu o proiecție? Când salariul minim este crescut în mod artificial, fără niciun fel de bază, fără niciun fel de consultare cu antreprenorul. Să ne înțelegem, eu nu militez pentru o stagnare a salariului minim. Dimpotrivă, ar trebui să fie mult mai mare. Dar lasă piața să regleze. Nu încerca tu să intri în acest joc economic tu ca stat, pentru că ce vei face? Vei încuraja economia la negru și vei închide o serie de afaceri. Vei încuraja forța de muncă la negru și așa mai departe. Deci sunt lucruri dovedite deja. În momentul în care s-a redus taxa pe valoare adăugată și au fost reduse impozitele pe dividende și pe profit, ați văzut și dumneavoastră că au crescut încasările la buget și că deja exista o respirație economică mult mai bună. Sunt câteva lucruri, nu trebuie să inventăm noi roata, trebuie să fim doar atât de deștepți încât să învățăm din greșelile altora. Nu să le repetăm și să dăm cu capul de pragul de sus până când, într-un final, poate ne-om dumiri. Însă, iarăși, orice plan pe care l-am avea noi sau alții, depinde de votul românilor. Dacă ei înțeleg că România trece printr-un moment de cumpănă, când are nevoie de o viziune și de o voință politică pentru a depăși acest moment, bun, vor vota în consecință. Altfel, vor menține starea de fapt de astăzi prin a-i susține în continuare la pârghile de putere, pe cei care au condus 30 de ani țara, aducând-o în pragul falimentului. Mă simt nevoită să vă opresc, să lăsăm și pe domnul Radu Octavian Moraru, chiar ne reproșează că a vorbit prea puțin. Da. Cum veți face să redresați economia? Eu opinez că sunt de 80 de ani, sunt aceiași oameni la guvernare, dar, mă rog, e altă. În principal, ce trebuie făcut imediat este debirocratizarea. În toate instituțiile statului s-au făcut niște case, fiecare birou are niște beizadele care stau și nu fac nimic și muncesc doi oameni și sunt plătiți 10 oameni. În al doilea rând, digitalizarea. Avem o șansă extraordinară acum cu această pandemie să începem digitalizarea României, să avem acces la toate instituțiile statului prin internet, să depunem acte online, să nu mai tăiem hârtie aiurea și să facem să se miște lucrurile mult mai repede. Pentru doctori trebuie date niște bonusuri, pentru doctori și asistente, bineînțeles, niște bonusuri, s-au mărit salarii și făcut un apel internațional să vină oameni de afară, mai ales că în Africa coronavirus nu dă roade, sunt foarte puține cazuri. Și bănuiesc că de acolo putem găsi niște medici foarte buni care să vină să ajute sistemul de sănătate român. Apropo de digitalizare și de tehnologie, că ați făcut referire la așa ceva, educația a fost cea care a suferit cele mai mari schimbări. Înainte de pandemie tot vorbeam de faptul că tehnologia trebuie să fie cumva mai prezentă în modul de predare. Iată că a venit și șocul ăsta pe care nu ni-l doream. Pentru a învăța să utilizăm tehnologia, ce ar trebui schimbat, domnule Moraru, în sistemul educațional din România? Într-adevăr, cea mai mare povară este acum pentru copii. Ei și așa și înainte stăteau la calculator mult mai mult decât ar fi fost normal. Și acum stau numai la calculator, tot ce fac de acasă, din scaun. O să creștem o generație de obezi și de oameni care nu o să poată să se miște. Trebuie neapărat să deschidem școlile, să-și continue activitatea copiii, să poarte mască, să fie distanțat atât cât înțeleg ei, că la copii e mai greu să le impui restricții. Bine, și la oamenii mari e mai greu să le impui, dar oamenii mari mai sunt conștienți un pic. Și să-i lăsăm să se dezvolte în mod normal.
orele de educație fizică și sport au fost lăsate în urmă de foarte mult timp. Întotdeauna am văzut, chiar și la ședințele cu părinții, toată lumea cerea mai multă matematică, mai multă română, nimeni nu vrea educație fizică și sport. Este, mi se pare mie, cel mai important aspect al vieții, să se miște copiii, să crească sănătoși. Nu se poate face o națiune sănătoasă dacă nu facem mișcare și ieșim afară, învățăm să socializăm. Prin această socializare, mai târziu, reușim să ne deschidem o firmă, să o întreținem și să avem relații cu ceilalți oameni. Nu putem să stăm închiși în casă tot timpul, ani de zile. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspuns. Haideți să ne cantonăm așa în perioada asta pandemică. Va trece pandemia la un moment dat, va veni și vaccinul acela, ne vom imuniza, copiii se vor reîntoarce în bănci. Pe de altă parte, bănuiesc că sunteți de acord, domnule Târziu, că tehnologia ne ajută foarte mult și nu ne vom putea reîntoarce la domnul Trandafir. Ar trebui cumva să schimbăm paradigma în sistemul educațional românesc și să-l aducem cumva în secolul în care trăim. Ce părere aveți despre schimbările din educație pe care ar trebui să le facem, dacă credeți că ar trebui schimba ceva? Învățământul românesc este și el o cenușăreasă, pentru că în ultimii 30 de ani au fost făcute, cred că, tot atâtea reforme, după câți miniștri s-au perindat la conducerea sistemului ăsta de educație. Și rezultatele se văd. Există o mai slabă atracție a elevilor spre lectură, există mai slabe performanțe la toate nivelurile educaționale și așa mai departe. Noi suntem vinovați, noi cu toții suntem vinovați că am permis să se întâmple lucrul ăsta. Acum, să ne înțelegem foarte bine, școala online nu este școală, este un simulacru. Ce s-a făcut acum prin această măsură este un dezastru, ale cărui consecințe le vom cunoaște mai bine peste câțiva ani, când copiii care au început școala anul ăsta sau anul trecut, școlar, da, sunt 2 ani ratați, este și anul 2019-2020 și 2020-2021. Sunt ani ratați de către cei care au început școala și de către cei care se aflau cel puțin în ciclu primar. Să spunem că elevii de la liceu au alte posibilități de a asimila și de a învăța chiar și în condiții de pandemie. Dar și lor le va fi foarte greu, pentru că, haide să fim serioși, niciun profesor nu poate să țină o clasă în mână online, cu atât mai puțin cu cât era greu deja de ținut o clasă în mână și în sistem offline, pentru că știm că nu mai exista disciplina de altă dată. Spuneți de domnul Trandafir. Eu cred că trebuie să ne întoarcem la o educație de tip clasic. O educație care să te formeze pentru viață, nu atât să te burdușească cu informații, ci să învețe să gândești, să te învețe să cauți unde ai nevoie și să-ți pună bazele necesare, de la limba latină și aritmetică până, nu știu, la limbi moderne pe care să le cunoști bine și care te vor ajuta să te descurci în viață. Ar trebui să facem ceea ce alții în vechime făceau cu sorți de izbândă atât de mari încât am avut, de pildă, în interbelic, o strălucită generație de intelectuali. Da? Acolo trebuie să ne întoarcem. Nu trebuie să ne întoarcem neapărat la mijloacele prin care se făcea asta, ci la felul în care se făcea asta. Adică la ce anume predai, la alegerea materiilor și pe ce pui accentul, nu atât, metode. Poate că metodele pot fi modernizate. Cum deci zic. Ar trebui umblat clar la programa școlară, asta spuneți. Da, curicula este foarte importantă și ea, să știți că îi aglomerează teribil pe elevi și îi face până la urmă nevrotici, pentru că ei nu mai au răgaz să mai facă altceva decât teme sau dacă vor să țină pasul cât de cât. Și asta nu înseamnă că știu mai mult. Nu. Ci stau într-un stres continuu de a acumula informații care de multe ori nici nu le sunt necesare. Deci credeți că școlile ar fi trebuit să rămână deschise cu orice risc în această perioadă?
Da, cred că școlile trebuiau să rămână deschise, cu atât mai mult cât cazurile de îmbolnăviri la copii au fost absolut întâmplătoare, au fost într-un număr insignifiant. Domnule Moraru, credeți același lucru, că ar fi trebuit să rămână școlile deschise? Școlile trebuiesc menținute deschise, este primordial pentru sănătatea copiilor și încă o dată trebuie să ne uităm peste hotare, să vedem cum fac adică alți oameni. Școlile îi țin sănătoși pe copii sau cum? Nu știu la ce vă referiți. Da, mișcarea, adică nu mișcarea. Vor... Ieșitul din casă și scosul de pe scaun, scosul. Credeam de că la vă referiți la coronavirus. Nu, nu. Da, vă ascultăm. Și, într-adevăr, sunt mai puține cazuri la copii, ei rezistă mai bine la acest virus. Și cum stăteau la școală cu acele plexiglasuri în față, deci era fiecare în cușca lui. Știți că la închisoare cea mai mare pedeapsă este să te bage în izolare. Asta face guvernul nostru drag cu noi, ne bagă pe toți în izolare ca să ne nebunim. Copiii stăteau în spatele acelor plexiglasuri. Dacă stai până ultima bancă, ai vreo 6-7 plexiglasuri până în tablă, nu se mai vede nimic. Vă dați seama ce era acolo, numai școală nu se făcea. Trebuie să lăsați oricum copiii în pauza, aleargă și se joacă, joacă leapșa și ce mai joacă ei, știți foarte bine ce se întâmplă prin școală. Și de ce să le mai pui și acele plexiglasuri, o fi fost cineva care avea o firmă, nu știm ce se întâmplă. Sau poate s-au gândit pur și simplu că este o măsură de protecție care i-ar putea oferi de contactarea virusului. Nu-mi închipui că cineva acționează împotriva oamenilor, adică toți oamenii ăștia care au luat măsurile pe care unii sau alții le contestă, au acționat, cred eu, cu bună credință. Nimeni nu-și dorește să aibă o populație decimată, bolnavă și să aibă astfel de probleme. Să sperăm că au acționat cu bună credință, dar așa pare de aici de jos că au luat niște măsuri împotriva populației pentru îndobitocirea populației. Iar astfel de măsuri, vă reamintesc, s-au luat peste tot în lume. Acum aș vrea să vă întreb pe fiecare dintre dumneavoastră în ce domenii vreți să vă implicați și dacă aveți deja în plan anumite inițiative pe care doriți să le legiferați. Domnule Moraru. Eu candidez pentru românii din diaspora, din partea Partidului Ecologist Român și vreau să mă implic în ajutorarea tuturor românilor de peste tot și din țară și din afară, în primul rând în atragerea lor înapoi către patrie și să vină în țară cu cunoștințele și cu civilizația care au dobândit-o în acele țări, să o aducă aici acasă, să ne civilizeze pe noi toți și să punem umărul la treabă, să ieșim din starea de mediocritate în care suntem de 80 de ani, cred că suntem în această stare, nu reușim să ne ridicăm de niciun fel. Avem o șansă extraordinară acum cu fondurile europene. Sunt cele 1000 de miliarde care sunt repartizate pentru economia verde, pentru îmbunătățirea aerului, pentru reducerea poluării și trebuie să le dăm tuturor o șansă și să le arătăm că și acasă se poate face treaba. Trebuie să scăpăm de birocrație și în acest mod simplu, eu zic că românii vor veni înapoi acasă la țara lor. Vă mulțumesc, domnule Târziu. Ce inițiative aveți? În ce doriți să vă implicați? În ce domenii? Munca mea de o viață se împarte cumva în două, dar veți vedea că cele două părți sunt complementare. Pe de o parte, sunt un om de presă cu mare vechime, și sunt unul dintre cei care cred că presa nu are doar rol informativ, ci și formativ. Și mi-ar plăcea foarte mult să pot face ceva pentru această breaslă, care nu este nici ea una prea favorizată în zilele noastre și care a ajuns într-o stare destul de grea din pricina multor măsuri luate cu program împotriva ei de către mai multe guverne de la Adrian Năstase încoace. Pe de o parte, pe de altă parte, ziceam că m-am ocupat foarte mult de cultura națională, de o revigorare a acestui domeniu, de o redescoperire, practic, a valorilor noastre prin mijloace culturale.
Am făcut-o printr-o serie de ONG-uri, prin editurile pe care le-am condus și mi-ar plăcea de asemenea să am un cuvânt de spus în acest domeniu. Dar mai important decât toate acestea, cred că România trebuie să-și recapete demnitatea și suveranitatea, să fie considerată un partener real în structurile euroatlantice, unde ne-am dorit cu toții să fim și unde suntem bucuroși că suntem parte, da? Dar trebuie să învățăm să discutăm din poziția bipedă, să încetăm cu lingușeala, cu îngenunchierea, cu capul plecat și cred că mi-ar sta foarte bine să mă ocup, mai ales că eu candidez la Senat din partea AUR, să mă ocup de această parte de politică externă care trebuie reprezentată altfel și de Parlament, nu doar de guvern, iar guvernul să fie controlat în această privință de către Parlament, mai îndeaproape, să îi se dea direcția cuvenită. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspuns. Am așa un set de întrebări la care am să vă rog pe fiecare să-mi răspundeți foarte scurt cu da sau nu, dacă se poate, și am să încep cu dumneavoastră, domnule Târziu. Sunteți de acord că cei condamnați penal să nu mai poată ocupa funcții publice? Asta se întâmplă deja prin legea penală. Se întâmplă deja. Restul este o polilogie, este un fel de a face propagandă unui partid care nu a găsit să iasă în evidență altfel decât cu 4 ani de lozinci. 4 ani a stat în Parlament. Trecem da sau trecem nu? Sigur că da, dar se întâmplă lucrul ăsta. Asta nu pot să fiu altfel. Sunteți de acord cu eliminarea pensiilor speciale? Absolut, absolut. Pensiile speciale trebuie eliminate și banii folosiți mai bine pentru creșterea pensiilor oamenilor care au contribuit la stat și mai ales pentru alocațiile de copii care sunt foarte, foarte mici. Sunteți de acord că în perioadele de criză, când se operează tăieri salariale, parlamentarii să fie solidari cu populația și să fie primii care să încaseze mai puțin? Absolut. Eu cred că ar trebui să facă asta ca un gest de solidaritate națională, să renunțe chiar pe o anumită perioadă la indemnizații, pentru că nu sunt oameni săraci, cei mai mulți dintre ei. Și mai mult decât atât, aș vrea ca partidele să nu mai fie finanțate de la bugetul de stat deloc. 100 de milioane de euro pe an date partidelor nu se justifică. Să trăiască din banii de cotizații și donații ale membrilor și simpatizanților. Ok. Credeți că cei care nu au avut cine știe ce activitate parlamentară, doar au ridicat mânuța așa la vot, eventual au mai avut câteva imprecații la tribună, ar trebui să mai fie sau nu pe liste pentru un viitor mandat? Nu, și eu am un proiect de lege care instituie un contract între ales și alegător, care prevede revocarea din funcția parlamentarului care nu își respectă promisiunile electorale. În parlamentele altor țări există doar vot pentru și contra, nu și abținerea. Credeți că ar fi o variantă mai bună și pentru noi? Da, ar fi mai bine că ar mai tăia din ipocrizia și din falsul din politica românească, da. Vă mulțumesc pentru răspunsuri. Aceleași întrebări pentru domnul Moraru. Cei condamnați penal să nu mai poată ocupa funcții publice, sunteți ok cu asta? Aici este o întrebare capcană, pentru că în mod normal un om care și-a ispăsit pedeapsa se consideră reabilitat. Dar, într-adevăr, cei care au dovedit că nu acced în funcții publice decât pentru folosul său, trebuie să îndepărtați de aceste lucruri. Sunteți de acord cu eliminarea pensiilor speciale? Categoric. În perioadele de criză, parlamentarii să fie primii care să încaseze leafa mai mică? Bineînțeles că parlamentarii reprezintă poporul și ei trebuie să dea primul semn de solidaritate cu lumea și să renunțe la salarii. Cei care n-au avut activitate parlamentară, doar și-au încasat salariu, ar mai trebui puși pe liste pentru un viitor mandat? Și aici e cu două fețe, că sunt diversi oameni care lucrează în comisii și fac foarte multă treabă. Nu neapărat sunt buni oratori, dar sunt necesari în Parlament. Deci consider că fiecare partid își pune pe liste oamenii cei mai de valoare. Deci trecem da. Ar trebui să mai fie pe liste. Da. În parlamentele altor țări există această variantă de vot pentru și contra, nu există abținere. Credeți că ar fi bine să se implementeze și la noi această... Într-adevăr, fiecare om de acolo din Parlament trebuie să aibă o opțiune și trebuie să spună da sau nu. Și foarte important este să fie în Parlament votul la vedere. Da, abținerea. Știm... Credeți că este utilă în Parlament abținerea sau ar trebui eliminată? Nu, trebuie să aibă o opinie da sau nu.
Abținerea înseamnă că nu are nicio opinie și este nefolositor. Am înțeles. Mai avem 3 minute de emisiune și am să vă rog un minut fiecare cât un mesaj pentru cei care ne ascultă, posibilii dumneavoastră alegători. Domnule Târziu. Da, dragi români, dragi frați, încetați să mai gândiți votul în mod util. Votați conform conștiinței dumneavoastră. Dacă apreciați că un partid merită votul pentru că este curat, pentru că își propune ceva în interesul dumneavoastră și pentru că are oamenii necesari, votați-l chiar dacă vi se pare că n-ar avea șanse. Sau mai ales atunci când considerați că nu are șanse. Șansele oricui cresc pe măsură ce este creditat de către oamenii integri care se regăsesc în acel discurs politic. Votați cu conștiința, nu votați util. Votați aur. Vă mulțumesc. Mesajul dumneavoastră, domnule Moraru? Eu aș dori să rog ascultătorii dumneavoastră să se implice mai mult în acțiunile ecologiste, în curățarea pădurilor și apelor, în obținerea de energie verde, în special panouri solare. Chiar cu această ocazie vreau să opinez că morile de vânt electrice obstrucționează deplasarea aerului pe pământ, pe terra, și s-ar putea să producă niște schimbări climaterice drastice, vom vedea mai târziu. Îmi pare rău că n-am avut timp să detaliem și subiectul mediu, ar fi fost foarte interesant. Spuneți. Da, este neapărat necesar să trecem la o viață ecologică acum, când este aproape ceasul al 12-lea, să salvăm ce se mai poate salva din această planetă, care trebuie să-i oferim condiții, să ne ofere condiții de locuit. Pentru că Pământul a fost și va fi dintotdeauna aici, dar noi acum mergem către a produce niște condiții de nelocuit pe acest Pământ. Și este neapărat să se înceapă încă din școală, chiar școala altfel, care a fost o inițiativă foarte bună în timpul... Nu mai avem, domnule Moraru, timp să detaliem. Da. Din păcate, s-a terminat emisiunea de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult amândurora pentru prezență.